îi dau cuvântul domnului Hosu, ca reprezentant al guvernului, al primului ministru, pentru a ne spune domnia sa cuvântul de început, să spunem așa, mesajul premierului. Sunt convinsă că cu același interes din partea domniei sale, din partea premierului și a guvernului României în general, indiferent de coloratura politică, îmi place mie să spun, mesajul este același pentru antreprenori, pentru cei care activează în sector, de sprijin și susținere cu măsuri concrete de această dată și soluții la problemele domnilor lor. Vă rog! Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație! Problemele din Horeca sunt cunoscute Guvernului României, au fost nenumărate întâlniri între reprezentanții Guvernului și reprezentanții domeniului Horeca. Așa cum știm, se discută despre 2,5 miliarde de lei pentru a susține problemele din Horeca, o parte dintre ele, un miliard care va fi în perioada următoare, iar celălalt un miliard jumate la începutul anului viitor. Suntem deschiși la orice întâlnire și împreună să găsim soluții pentru acest domeniu. Știm bine că pandemia a afectat pe lângă domeniul Horeca tot ce înseamnă industrie. Chiar înainte de a începe acest eveniment am avut o discuție cu domnul prefect despre gradul de vaccinare din Constanța, fiindcă suntem în cea mai intensă zonă turistică din România. Trebuie să nu uităm că pandemia există. Există o amenințare cu un alt val de pandemie, un alt val, valul 4. Guvernul, prin reprezentanții în teritoriu aici de față, domnul prefect, a asigurat tot ce înseamnă logistica necesară pentru a se continua campania de vaccinare, astfel încât să nu existe probleme cauzate de pandemie pentru turismul din Constanța. Au zis multe probleme, dar guvernului îi pasă. Prezența mea aici înseamnă că ne interesează problemele dumneavoastră. Știm problemele care au fost cu măsura 2, știm de ce a fost suspendată măsura 2. Ne-am luat, așa cum a spus dumneavoastră, în programul de guvernare, angajamentul zero taxe pentru salariul minim. A spus un lucru foarte important. O foarte mare parte dintre promisiunile făcute de acest guvern au fost respectate. Și am convingerea că vor fi respectate atât angajamentele din programul de guvernare, cât și angajamentele luate în discuțiile cu dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc. Și cu privire la propunerea domnului președinte Juganaru? Această propunere noastră va ajunge mai departe către doamna ministru. Mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Și domnul primar, te rog frumos... Domnule, vă duceți cu agenda așa la guvern, la domnule consilier, ați vrea să știți și părerea mea vis-a-vis de subiectul pe care l-a ridicat domnul profesor Juganaru. Eu nu sunt de acord deloc cu privatizarea acelui aset. Și să vă spun de ce. Știu, vă referiți la Steaua de Mare. Să vă spun de ce. Steaua de Mare funcționează în conexiune cu Grand, sanatoriul Grand de la Eforie Nord. Noi rămânem aici și dezbatem și așa cum am promis, mă voi ține de cuvânt, o să vă bat la cap, domnule Hosu, să primiți toată lista noastră și tot ceea ce s-a discutat astăzi și să încercăm împreună o să chestiune. Rezolvăm. Vreau să-i spuneți domnului ministru Năsuic și așa vă ceți la ședința de guvern, opriți-vă puțin la dânsul un minut și cereți-i să ne trateze cu respect și să respecte legea dialogului social și legea în ceea ce privește dezbaterea și transparența decizională. Atât. Așa legile alea, cum sunt bune sau proaste, atâta să fac, atâta îi cerem. Noi cei de la UGIR. Mulțumesc mult! Vă garantez că va ajunge mesajul nostru la domnul ministru. Vă mulțumesc pentru invitație și vă doresc spor în continuare. Noi vă mulțumim noi pentru participare și suntem convinși de deschiderea dumneavoastră și de suportul pe viitor.